Au primit medalii de merit și au fost aplaudați minute în șir de către audiență. Este vorba de zeci de personalități marcante care au ținut frâiele municipiului nostru în ultimii 20 de ani. Festivitatea de premieră a avut loc în sala dietei din cetatea Făgărașului, totul cu ocazia împlinirii a 720 de ani de atestare documentară a orașului Făgăraș. Cetatea Făgărașului a îmbrăcat aseară din nou haine de sărbătoare. Făgărășenii de seamă care în ultimii 20 de ani au ținut frâiele orașului au primit medalii de merit pentru întreaga activitate profesională. Foști primari, directori de instituții, reprezentanți ai bisericilor creștine din municipiu, profesori, oameni de cultură și de afaceri, sportivi, toți au fost aseară în centrul atenției. Protocopul preot Marcel Dobre. Este Ioan Michelte Dragoș. Este un moment important pentru toată suflarea Făgărașului și este într-un fel ziua Făgărașului, așa încât am ținut neapărat să invit niște reprezentanți ai făgărășenilor în toate instituțiile publice și chiar în cele mai bine plasate societăți comerciale din topul realizat de Camera de Comerț, în ideea de a medalia și de a-i cinsti pe făgărășeni prin reprezentanții lor. Este o bucurie să îi avem în această seară alături de noi. Și pentru că mass media reprezintă a patra putere în stat, nici reprezentanții acesteia din municipiu nu au fost uitați de autorități. Domnul Alexandru Gherghe, director televiziunea Făgăraș. Bună seara, Făgăraș! Bună seara, Făgăraș! Un moment special a fost înmânarea medaliilor de merit foștilor deținuți politic. Ioan Ilioiu Grăbescu. Domnul Răduț Augustin. Foarte bine, domnule, până acum nici nu a fost lucrul de ăsta. Dar acum ați făcut o treabă care... Mulțumit de ea, mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut și place. Ceea ce a vorbit primariul, ceea ce ne-a dat decorații și chestii, nu ne-a uitat ca pe cum era înainte, nu s-a uitat nimeni la tine, nu se întreba cum te cheamă. A fost foarte binevenită. Părerea mea că autoritățile locale au făcut o faptă bună pentru cei care au suferit și pentru cei care au realizat ceva pentru Făgăraș. De asemenea și sportivii făgărășeni care au participat și câștigat medalii importante la competiții naționale și internaționale au primit medalii de merit pentru întreaga lor activitate. Aș vrea să mulțumesc domnului primar, la toți oamenii care au stat și au fost alături de mine pe tot parcursul carierei mele ca sportiv. Ce să zic, le mulțumesc tuturor, vreau să le transmit salutări și toate urările de bine la toți oamenii care au fost premiați în seara aceasta. Li s-au recunoscut meritele și absolvenților de clasa a 12-a care au participat la olimpiade județene și naționale și care în acest an au obținut cele mai bune rezultate la examenul de bacalaureat. Mă bucur că am fost premiat, sincer nu mă așteptam la asta, am muncit pentru BAC, pentru asta am fost premiată și acum sper ca și peste 20 de ani să ajung să fiu premiată cum au fost oamenii de cultură până acum, cei de care au fost astăzi premiați. Sunt foarte bucuros pentru această festivitate. Toți cei de aici și-au meritat medaliile. Sincer, am fost surprins să fiu nominalizat printre atâtea personalități ale Făgărașului. Vreau să mulțumesc primăriei pentru această inițiativă și sper ca în anii următori să se repete. Festivitatea de premiere a oamenilor de marcă din municipiu a fost organizată cu ocazia împlinirii a 720 de ani de atestare documentară a municipiului Făgăraș.